Fără doar și poate că Holograph rămâne unul dintre cele mai solide și mai de succes branduri de pe piața muzicală românească. Fiecare apariție discografică se lasă cu 4 sau 5 single-uri, sunt ceruți de public peste tot pentru că scriu foarte bine și sunt niște profesioniști carismatici. Și aici subliniez, în primul rând, figura lui Dan Bidman, solistul vocal. Însă, când am spus că sunt carismatici, m-am referit și la Iulian Vrabete, basistul trupei, sau, dacă vreți să-i știți adevărata meserie, arhitectul formației, cunoscut publicului și datorită emisiunii Taverna, o emisiune muzicală pe care o realiza pe vremuri la TVR. Concertul din seara asta, de la Berăria H, m-a determinat să-l sun pentru a afla mai multe amănunte despre eveniment. Te salut, Mugurel! Bună, bună, Ștefan, și salutări tuturor ascultătorilor! Azi a început școala pentru elevii de școală generală, de liceu. Putem spune că pentru voi, artiștii, a început sezonul de concerte de toamnă. Cum se anunță lunile astea pentru Holograph? Se anunță surprinzător de ocupate. Uite, astăzi avem concertul de la Berăria H, care sărbătorește, de fapt, 2 ani de la inaugurarea ei. Acum 2 ani, exact pe 12 septembrie, cântam acolo, deschizând acest loc foarte frumos de mers și de văzut și de ascultat muzică. Și în continuare avem, luna asta e destul de plină, în afară de concerte obișnuite, avem săptămâna asta participare la manifestarea de la Sibiu, premiile industriei muzicale, după care mai târziu, în octombrie-noiembrie, vom avea și un mic turneu organizat în zona Moldovei și să vedem ce mai apare între timp. Am înțeles că sunt 2 ani de concerte la Berărie. În afară de asta, concertul din seara asta are ceva special în programul lui? Da, are ceva special, pentru că noi între timp am mai cântat de câteva ori la Berăria H. Am zis că, având în vedere și caracterul ăsta aniversar, să venim cu niște mici surprize și avem 2 invitați. Unul, să zicem, mai obișnuit, prietenul nostru foarte vechi și bun, Marius Bațu, care va cânta împreună cu noi câteva piese. Dar și o surpriză mai mare, zic eu, pentru prima dată o colaborare cu violoncelistul Adrian Naidin. Oh, excelent! Și el un rocor împătimit, din câte știu. Da, 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 așa este, așa este. Mm. Și pre surprinderea noastră, un bun cunoscător al repertoriului Holograph. Și cu el împreună vom cânta câteva piețe, așa că e un concert mai deosebit în seara asta. De la ce oră începe? 21:45. Nu multă lume știe că tu ești prins și în alte proiecte, jazz, rock, funk, amintesc doar Bazorelief, The Sinners. Mai există ceva în agenda ta în toamna asta, în afară de Holograph? Există, o să existe cu siguranță. Cu Bazorelief am început să lucrăm la al doilea album, să zicem așa, să creăm niște materiale noi. Iar acum cu Sinners, Irina deocamdată își pregătește niște piese cu care să intre în partea, să spunem, comercială a muzicii, de când a semnat cu o casă de discuri, dar între timp o să mai fie și câteva concerte cu Sinners în vechiul stil în care lumea ne-a văzut împreună. Mulțumim fain, Iulian, și succes diseară! Ne vedem la Berărie! Mulțumesc, asemenea, mulțumesc, vă așteptăm acolo, la revedere!